Duhul Sfânt mi-a zis că sunt aici prezente persoane și mi-a zis să mă uit peste toți. Sunt aici prezente persoane care plâng și nu știe nimeni. Sunt aici prezente persoane care încep să se gândească dacă Dumnezeu mai are ceva cu ei sau cu ele. De aceea cuvântul pe care unul dintre frați l-a ales ne spune în seara asta ceva special. Vedeți, lumea în care noi trăim zice, gândește cum vrei. Poți să gândești cum vrei. Trebuie să fii open-minded, cât mai deschis la minte. Uitați-vă că Biblia ne interzice să gândim cum vrem noi. Știți că după ce v-ați pocăit, nici măcar nu mai puteți gândi cum vreți? Asta da fanatism. Să nu mai e voie să gândești cum vrei. Înarmați-vă cu același fel de gândire. Ăsta e mesajul pe care vrea să ți-l spun acum la final Domnul pe lângă celelalte mesaje. Gândește ca Iisus. Nu gândi ca superstaruri, nu gândi ca businessman, gândește ca Iisus. În gândirea asta, asemenea lui Iisus Hristos, ține minte primul lucru. Sunteți selectați. Voi nu sunteți aici la întâmplare? Știți că sunt sute de mii de băieți și de fete care acum se droghează în România? Știți că sunt sute de mii și de băieți și de fete și bărbați și femei care comit adulter chiar în seara asta? De ce ești aici? De ce nu e altcineva în locul tău? Ați cântat o cântare care spunea, de ce, Doamne, mi-ai dat atâta har când alții nici măcar nu pot vorbi? Eu pot să cânt. Eu pot să vin la biserică și nimeni nu mă obligă să stau în sală. Nu stați blocați, nimeni nu vă delichidează. Sunteți aici pentru că sunteți selectați. În lumea în care noi trăim, se selectează oamenii după nume, după sprâncene, după culori, după bani, după business, după părinți, după proprietăți. În lumea lui Dumnezeu, se selectează oamenii după maniera în care sunt gata să gândească ca și Iisus. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Înarmați-vă cu același fel de gândire, că cel ce a spătimit în trup, adică Iisus, a sfârșit-o cu păcatul, pentru că în vremea care mai rămâne, știți că v-a mai rămas o vreme? Nu știu câtă vreme ne-a mai rămas. Mă duc la multe momente în care văd oameni care pleacă pe ultimul drum, moment de priveghi, ca la Timea Recalo. Nu pot să-mi explic de ce pleacă unii așa de devreme. Însă vreau să vă spun ceva. Tot ce se întâmplă în lumea asta, Dumnezeu vrea să ne transmită ca un mesaj. Mai ai puțin. Să mai ai 100 de ani, să știi că tot e puțin față de veșnicie. Și ai harul ca în seara asta să pricepi că ești selectatul lui Dumnezeu. Ești selectata lui Dumnezeu. Tu nu ești de pe pământul ăsta. Tu nu trăiești din dimensiunile doar timp și spațiu. Tu nu ai nevoie doar de bani, de mâncare. Tu nu ai nevoie doar de socializare. Tu ai nevoie de Iisus. Tu ai nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Poate în casa ta n-ai cu cine să vorbești. Să știi că dacă ești singurul mântuit din casa ta în seara asta aici, singurul botezat în apă, singurul botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să-ți spun în dreptul numelui tău, selectata lui Dumnezeu, selectatul lui Dumnezeu. Niciodată această selecție n-are voie să te facă că să te mândrești, pentru că te-a luat Dumnezeu de nicăieri, n-aveai niciun viitor, nicio speranță, n-aveai nicio șansă, nu puteai să faci nimic cu propria ta viață. Cineva te-a luat din praful drumului, din nisip, a scos Dumnezeu acea pietricică care s-a transformat în ceva care e scânteitor, e strălucitor, piatră prețioasă, e selectatul lui Dumnezeu. Iisus Hristos și-a întins mâinile la calvar pentru viața ta, din mâinile lui s-a scurs sânge nevinovat. Ai toată responsabilitatea să-i spui Domnului, Doamne, îți mulțumesc, mă obligă selecția ta, mă obligă să trăiesc pentru numele tău, mă obligă să fac voia ta, mă obligă ca din seara aceasta să gândesc altfel. Nu mai gândi ca societatea, nu mai gândi ca lumea. Când ești bajocorit pentru numele Domnului, se spunea, să nu uiți, ești selectata lui Dumnezeu, ești selectatul lui Dumnezeu. Nu toți au harul să sufere pentru numele Domnului, nu toți au harul să se scrie lucruri rele și neadevărate despre ei, nu toți au harul să fie numiți hoți când sunt curați, să fie numiți ucigași când n-au omorât pe nimeni. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș sau ca un hoț sau ca un făcător de rele sau ca unul care se amestecă. Mare atenție în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine și să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. E selectatul lui Dumnezeu. Trebuie să strigi în fiecare seară. Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! M-a scris Iisus pe numele Lui. M-a smuls din șanțul păcatului. M-a eliberat din țările mele. M-a scris în car
cartea vieții. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Știu că tu crezi că numele tău este scris în cartea vieții și că un semn al credinței, pentru că diavolul o să vină zilele următoare să spună că n-ai siguranța mântuirii. Dacă tu crezi în seara asta că numele tău este scris în cartea vieții, fă-mi un semn cu mână ridicată, eu cred. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Sute de fete și de băieți au numele în cartea vieții. E selectatul lui Dumnezeu! E selectata lui Dumnezeu! Dumnezeu și-a pus onoarea pentru tine, a pus întreg universul în mișcare să te elibereze. Eu sunt în seara asta să spun, ridică-te din descurajare, ridică-te din depresie, ridică-te din faliment, ridică-te din frică. Nu te-a chemat Hristos la mântuire să te arunce în șanțul păcatului. În numele lui Iisus, ridică-te. Ebrit cantara mina vias. Există putere de eliberare. Vreau să stați cu ochii închiși. Vreau să stați în prezența Domnului. Aici sunt prezente persoane care trebuie să fie atinse în seara asta. Nu terminăm slujba până când nu sunt atinse sufletele acestea în numele lui Iisus. Poate ți-ai zis, mă duc în seara asta acasă și iar merge rău acasă, că tata e un turmentat, că mama nu mă înțelege, că trec prin situații traumatizante în viața mea. Poate n-ai cu cine să vorbești în casa ta. Am să spun ceva de la Duhul Sfânt. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Gândește ca și Iisus. A urcat pe Via Dolorosa în sus pentru că s-a uitat la viața ta, s-a uitat la viitorul tău, s-a uitat la mine și la tine în egală măsură, la noi amândoi, și a vrut să ducă planul mântuitor până la capăt. Nu te opri când satana spune piedică. Nu-l crede pe diavolul când îți amintește păcatele. Nu-i spune diavolului care are dreptate când creează scenarii să creeze în mintea ta ideea că ispit ai deja păcat. Dacă ai fost ispitit, nu înseamnă că ai și păcătuit. Ridică-te în numele Domnului. Ridică-te prin credință. Nu trebuie să rămâi un falimentar, o distrusă. Viitorul tău e în cerul lui Dumnezeu. Viitorul tău e în prezența Domnului. Viitorul tău este pe porțile raiului, unde ajungi în prezența lui Dumnezeu. Aici sunt prezente persoane care au nevoie de eliberare. Dacă ai nevoie specială de eliberare, de această stare de frică, de aceste gânduri, de aceste stări în care plângi singur acasă și singură și vrei să ne rugăm pentru tine, ridic o mână și zi, Doamne, uită-te și la viața mea, uită-te și la sufletul meu, uită-te și la falimentul meu, uită-te la durerea mea, uită-te la gândurile mele, gândește ca Iisus, gândește ca Iisus, trăiește ca Iisus, vei avea sfârșitul în glorie în prezența lui Iisus. Aș vrea să intrăm în această rugăciune. Domnul-i prezent aici să aducă eliberare. Darius ne-a scris un bilet și a zis: mulțumesc tinerilor care s-au rugat pentru mine în urmă cu 3 săptămâni. Domnul a lucrat cu putere și a lăsat alinare în durerile pe care le aveam. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Darius Mocan semnează, mulțumim că este prezent aici și zicem din toată inima: slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul când suferința te atacă, când ai gânduri de ce trece dintr-o dată starea asta deodată peste viața mea. Să nu uiți, ești selectatul lui Dumnezeu, te iubește Domnul. În mijlocul suferinței te iubește Domnul. O să intrăm în această rugăciune. Dacă careva dintre voi are un gând că Domnul nu-l mai iubește, diavolul i-a spus că nu mai are niciun viitor și că mai bine n-ar mai merge la biserică, n-ar mai citi Biblia, nu s-ar mai apropia de Domnul. Să știți că există har, pentru că 40 de tine s-au înscris în post și rugăciune pentru ziua de azi. Există har pentru că oamenii se roagă. Aici sunt sfinții Domnului. Aici sunt oamenii lui Dumnezeu care postesc, care strigă după mila lui Dumnezeu. Postul vostru are impact, are efect. Rugăciunea voastră are autoritate. O, slăvit să fie în numele Domnului. O să ne rugăm pentru cauzele bisericii, o să ne rugăm pentru cauzele tale. Dacă ai o problemă acasă sau chiar personală pentru care vrei să ne rugăm, ridicăm mâna stângă înaintea Domnului și spune-i Domnului: Doamne, milă și de mine, ai milă și de problema, ne rugăm pentru candidații de botez, ne rugăm, Domnul să atingă, Domnul să binecuvinteze, ne rugăm pentru cei care se vor boteza duminică dimineața, ne rugăm pentru cei care se vor boteza cu altă ocazie, Duhul lui Dumnezeu să cerceteze orice viață. Este prezent aici Domnul care simt că eliberează. Ai nevoie de rugăciune specială cu punerea mâinilor, Domnul e prezent aici să ți-o ofere. Poți să îngenunchezi în timpul rugăciunii, ne rugăm cu